Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți gluma aia cu alerga singur și a ieșit pe locul 2? Da. E bine, Republica Fantastică România, orice e posibil la Iași, deci a fost organizat un concurs pentru funcția de director al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor. Sună tare. Dacă avem directori locali și directori regionali și după aia director național. Și internațional. Da. Plenipotențiar. Da. Este vorba, deci, de ocuparea pe definitiv a funcției, așa cum e modelul deja clasic în idiocrația politică românească. Aceste funcții sunt ocupate prin delegație, mai întâi, de diversi protejați politici, care sunt ținuți acolo, de obicei, nu datorită marilor capacități profesionale, ci, evident, datorită marilor capacități lingușitoare. Și, din când în când, sistemul și ia inima în dinți sau e forțat de termenele legale și organizează cât un concurs pentru ocuparea pe bune a funcției respective. Presa și uneori și procurorii au observat că la multe dintre aceste concursuri nu se prezintă decât cine trebuie. Uneori chiar și cu întrebările știute dinainte. Bine, asta nu garantează nimic. Adică, ca cum s-a întâmplat recent cu loazele politice protejate de ministrul agriculturii la vremea respectivă, Adrian Chesnoiu, știți cazul că am vorbit, domnul Chesnoiu le-a trimis prin interpuși subiectele de examen celor patru protejați, doar că ăștia n-au reușit nici așa să ia nota de trecere pentru niște funcții plătite gras în sistem. Revenind la Iași, deci, concurs pentru postul de șef la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor, se înscrie la concurs șefa delegată pe funcție în vară de către PSD, doamna Monica Diana Pintilie. Bă, te duci cu delegație ca să demonstrezi ceva. Da. Știi? Adică, probabil că a demonstrat. Și absolut. S-a făcut și concurs pe definitiv, cum zici. Dacă a confirmat, a confirmat. Venit și momentul. Deci, și dacă vă e cunoscut cumva numele, nu e o întâmplare. Adică dânsa a mai fost la știri când, în calitate de inspector OPC, a amendat o librărie pentru că vindea o carte de gramatică pentru copii în care apăreau greșeli gramaticale. Ceea ce, sigur, dânsa a considerat că este inacceptabil, doar că greșelile gramaticale din carte erau folosite tocmai ca exemplu la lecțiile respective despre cum nu trebuie scris sau vorbit în limba română. Deci e calificată. Cascadorii râsului aici. Faptul că sesizarea inițială fusese făcută de un deputat PSD nu face decât să sporească ridicolul situației. Da, mă, ăștia se descurcă, sunt în echipă. Deci, a trecut domnul parlamentar, a văzut că sunt greșeli gramaticale, a sunat-o pe colega care, da, șeful să trăiți, sigur că da, curat neconstituțional, arde o amendă. Ia mai spune tu măsline de multe ori să vezi ce pățești. Deci tu, dar evit măslinele. Bun, în fine, deci multe paranteze, situația e complexă. Deci, la concursul de la Protecția Consumatorilor se înscriu șefa provizorie, doamna Monica Diana, plus încă o persoană, care însă, în mod cât se poate de oportun, și-a retras candidatura chiar înainte de examen. Așa că doamna a rămas singură în cursă, treia să ia nota 7. Cât credeți că a reușit să ia? 5,60. 2,40. Ah. În condițiile care nota 1 s-a dat din oficiu, deci practic dânsa a făcut de 1,40. Da. Deci am fost aproape. Dar cine corectează asta? E vreun serviciu privat sau că nu înțeleg? Că și asta mi se pare pădos, adică nu suntem oameni. Serios, adică da, tot sistemul viciat și ăștia la curectură sunt. Păi da, 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 scrisul rămâne. Asta e. Înțelegi? Adică lucrarea rămâne în arhivă. Sunt pe aia că e singurul candidat. Colega, vino și ia-ți lucrarea de aici, că este tărăboi. Păi așa, dacă se întâmplă așa, uneori, nu întotdeauna, dar uneori procurorii intră pe fir și ajung să dai după aceea altfel de examene înscris la procuratură, ceea ce nu e chiar, nu toată lumea. Da. Asta e, deci dânsa a luat 2,40 cu nota 1 dată din oficiu. Rezultatul acestei catastrofe, doamna Pintilie rămâne în continuare pe funcția de comisar șef regional. Doar că nu definitiv. Chiar dacă a picat concursul, pentru că asta e, deocamdată așa e, postul de șef regional al acestei instituții este asumat de către organizația PSD, scrie publicația 7 Iași. Și dânsa, să știți că nu a comentat, n-a răspuns apelurilor presei. Era ceva de comentat. Da, nu. Eu sunt convins că dânsa tocește acum pentru restanța și de aia nu are. Vine la mărire. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.